astăzi îi vom face un prank lui Mădălin. După cum știți, el cu Ilinca s-au mutat recent în acest apartament, iar noi le vom transforma dormitorul într-unul de prințese. Acesta este stadiul actual al dormitorului. Avem aici un pat gri, peretele verde, niște mobilă, iar aici avem toate decorațiile pe care le-am luat pentru acest clip. Eu zic că o să fie suficiente ca să-i prințesizăm camera lui Mădălin. Și mai suntem și noi aici, să o ajutăm pe Ioana. S-au mutat și aici cu noi în cartier, ceea ce este extraordinar, pentru că urmează să le fac și lor un prank, bineînțeles. Wow, ce drăguțe sunt! Vom începe cu așternuturile de pat. Am adus mă din acest așternut cu Peppa Pig, special pentru el. Asta e cerceaf sau? E pentru pătră. Peppa Pig! Da, uite! Dar vreau și eu. Plac ponei! Hai sus, ponei! Unicorn, ponei, tata! Ia uite ce echipă facem împreună! Mamă, veniți și la mine să schimbați așternuturile, dacă tot... Ok, și acum o să le pun la fiecare cât un bebeluș pe pe. Mamă, arată! Cam sinistru un pic, vrei? Te pun așa deasupra! Bine, aș vrea să mă trezesc cu mândină asta în pat! Da, nici eu! O, ăsta-i tare! Avem suflet ăsta pe perete acolo, că arăta bine. Numai ar fi indicat să nu... Îi luăm și vopseaua de pe pereți. Am luat spăzi de hârtie. Ca altfel, vlogul următor, venim și vopsim pereții la Mădălin. Eu zic să îi luăm lui Mădălin un cadou, un Sebi la pachet. Dacă mă simt ca o prințesică să moară băieții mei. Poți să-l iau pe sus? Da. Gata, acum să mă scape. Cum te-ai simțit? Preș, mă simt bine, mă simt ca la... Ca la... Naștere. Naștere, da. Mădălin, această față de masă pe care o să punem pe mobila din dormitor. O, da! Altceva! Altceva, bă! Altceva, bă, băiatule! Cred că asta o să o lasă aici, în mod ironic. Deci că a fost făcută pe măsură. Nu pot să cred, chiar da. O să se bucure, Mădălin. Chiar o să se bucure, Mădălin. Ne punem și accesorile pe masă. Ba da! Ba da! Ce șmecherie asta! E briză! Nu vine să cred! Ce aia, mă? E baterie. E pompă. Deci hai. Nu, lasă-mă! Am găsit o mini oglindă. Uite-te cum se vede capul. Adică, uite-te cum se vede capul. M-am gândit că lui Mădălin place să-și facă părul cu fionul și am văzut că ăsta roșu mi s-a părut perfect. Avem și un ondulator. Bă, mie chiar îmi place peria asta. Și mie îmi place pe tânărul ăsta. Uite, plămițe! Să-i puneți-o în păr, te rog. Nu vreau. Lovely look. Uite ce frumos îți stă. Cazul în care Mădălin sau Ilinca vor să studieze pe această măsuță, care este și măsuță de beauty, le-am cumpărat niște caiete frumoase. Avem un caiet cu prințese, un caiet cu unicorn și acest caiet cu girl power. Ce șmechere sunt caietele astea? Și le-am luat și niște creioane, unul pentru el, unul pentru ea. Și când vor să lucreze, să învețe la pec cu caietele astea, au și creioanele, ce frumos arată. Eu zic că se potrivește perfect. Ia uite, da, 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 așa da. Acum trebuie să montăm această perdeluță, dar vom avea nevoie de ajutorul băieților ca să facem, pentru că e destul de sus. Oh, yes! Ce misiune mi-ai dat să mă la voi. Dar pune la mijloc, pune într-o parte. Mai într-o parte, mai în stânga! În stânga! Mamă, ce tare arată, nu pot să cred cât de, cât de drăguț arată. Arată super drăguț, așa mi-ar plăcea să fie și perdele mele de casă. Hai, Sebi, am încredere în tine. Sebi, Sebi. Gata, frumos. Mamă, chiar arată bine. Arată perfect. Bă, nu cred. Bă, cât de bine arată. Acum o să lipim niște sticăre pe dulap și pe ușă. Voi deja v-ați ales. Da, eu o să lipesc. Am ales o zână. O, nu cred! Bă, ce tare arată! Unde să punem? Aici? Da, pe aici. Ăsta o să pornească așa din clanță. Frumos! Bă, astea chiar sunt de calitate, uite cât de bine arată. Acum îmi pare rău că nu le lipesc la mine acasă. Mă, să pun zâna asta. Direct cu oglindă. Okay. Pune să fie prietenă cu asta. Nu, așa că aici. Eu cred că o să le placă. Scrieți în comentarii dacă credeți că o să-și lase camera decorată exact așa. Low key chiar arată top, gen. Uite, uite, deci aici frumos fluturii pleacă de pe această floare. Ce floare? Fii atent aici, avem mare unicorn. Bine, Miriana l-a văzut, e un cap de unicorn. Da, nu cred că e un singur unicorn. Opa, stai. Oare e mare? Cred că da. Mamă, o să fie uriaș balonul ăsta. Miroase urât. Eu vreau. Miroase brânză. Bă, chiar miroase foarte. Chiar miroase brânză. Muce găită. Dă-mi așa un pic. Da, e. Bă, e cam urățel unicornul ăsta, dar trebuie să te felicit. E urățel, uite cum s-a dus vopseaua de pe el. Da, e ok.
Să sperăm că lui Madalina o să-i placă. Eu zic să... O să-i placă, să-i placă. Îl mai aici pe birou. Să se uite din spatele televizorului la el. Între timp am mai lipit și ghirlanda aceea cu Little Princess. Eu zic să vopsim și pereții. Am hotărât ca pe aceste post-it-uri să scriem niște afirmații pe care să le lipim pe oglindă atunci când se uită Madalina în oglindă, să vadă acolo mesaje inspiraționale. Zâmbește, astăzi ești puternic, tot felul. Haideți să vedem. Uite, am făcut unul. Unde e? Unde e aici? Ce-ai scris pe el? Astăzi ești frumos. Privește. Asta e un pic corect. Asta e, o pun lângă pat. Între timp, i-am luat lui Madalina și această oglinjoară roz cu prințese, care mi se pare extraordinară, mai ales că are aici accesoriile de înfrumusețare. Deci, când își face părul cu accesoriile lui roz, se va putea uita în această oglinjoară. Să lipim afirmațiile pe asta sau pe oglinda lui? Nu. Pe ambele. Da, ok. Bă, dacă vreodată vă simțiți supărați, căutați pe internet oglindă de vânzare și o să vedeți când fac oamenii poză la oglindă, se văd și ei în oglindă. Să ai o zi la fel de frumoasă ca tine. I-am făcut o inimă care nu mi-a ieșit. Frumos, drăguț. Madalina, de la mine pentru tine, capul sus king, o să te pun aici. Bă, a venit Madalina, ce facem? Bă, dar n-am terminat, stai! Să nu intre! Cu inimioare? Da, de mult. Pe MacBook n-am spus nimic. Uite că îi punem aici. Punem așa, simbol cu inimioară. O să vă fac repede turul. Cum intri în cameră, vezi această ușă frumos decorată cu niște floricele magice. În dreapta avem această ghirlandă cu Little Princess, cu niște floricele, niște brioșe frumos. După aceea, cum intri în dreapta, vezi aici niște afirmații pozitive, haideți să le vedem. Avem aici, să ai o zi minunată, capul sus king, un joc de X și 0 la care cineva a pierdut. Am făcut aici un desen cu Madalina și Ilinca, după cum puteți vedea, și multe altele. După care avem peretele nostru cu prințese, aici pe jos avem câteva baloane roz. Am cumpărat și un coș de gunoi, haideți să vi-l arăt. Pe care, dacă îl vor, pot să-l păstreze pentru că este chiar drăguț. Avem această inimioară din trandafiri, făcută de vecina mea Isa. Dacă vreți și voi să vă comandați, puteți să o căutați la Isabel Flowers pe Instagram, pentru că face tot felul de chestii drăguțe cu flori. Bă, bine, nu știu vine la să ți se facă ție prank-ul ăsta, că mai căpătai și tu câte ceva, uite, i-a luat un coș de gunoi. Iar aici este biroul / vanity-ul. Avem aici unicorn suspicios care se uită suspicios la tine. Da. Oglinda cu prințese, pe care avem această afirmație: zâmbește, Ioana te privește. Bineînțeles, produsele de înfrumusețare, la care poți să adaugi și baterii. Deci chiar poți să folosești acest lucru. Trebuia să iei baterii. Da, chiar trebuia. Caietelele pentru studiu, creioanele și ghirlanda pe post de perdea, care este tot roz și foarte frumoasă. Acum haideți să vedem reacția lui Madalina, pentru că sunt foarte curioasă cum o să reacționeze. Sper să nu se supere. Scrieți în comentarii dacă credeți că o să se supere sau nu. Am ajuns acasă, prietenii noștri. Nu știu de ce mă țin efectiv pe scaun tot și nu înțeles de ce dracu sunt 3 mașini afară. Care 2, 3, 4. Ilinca știa ceva pentru că ea mi-a dat cheia, dar nu știe ce am făcut în camera, n-are nici cea mai mică și idee. Și nici măcar nu știam de ce îmi zice: "Bă, nu mă lăsa pe partea alta, hai pe asta la altă." Ai lăsat deschis? Cred că da. Da, o lăsat deschis. Ok, deci, Madalin, v-am făcut o mică surpriză. Da, aparent mi-am dat seama când am văzut atâtea mașini deja. Știu că tot ați umblat după decorațiuni în ultimul timp și am zis să o fac eu viața mai ușoară, așa că v-am făcut decorul vostru de vis în dormitor. Sper să vă placă. Sper chiar că ne-am primit cu toții. Nu e roz, cum mai adică, nu, nu. Dar pe n-ați văzut ăsta pe ușă, gen? Dar să știți că nu știam exact care e apartamentul vostru, că știam că e la numărul ăsta și am intrat din greșeală în apartamentul de lângă. Era descuiat? Da. Și ce ați făcut? Am zis ups! Madalina, Ilinca, vă invit în paradisul prințeselor. Aici e o mică defecțiune. Gata, dă-i. Ta-da! Mamă, îți mesaj și puteți găsi. Bă, dar mă așteptam să fie ceva lejer, adică decorațiuni, vlogging. Poți să păstrezi astea? Haide, mă, să... Îți place? Vezi că așa acolo să-ți faci feza, să alea, da, leon. Cred că e cel mai frumos prank pe care l-am făcut. Serios? Să mor eu, mă jur. Uite, uite aici un unicorn. Uite aici un unicorn. Dar chiar ne-am chinuit, să știți. Nu, și... dar se vede că v-ați chinuit, dar mi-e jenă să-l dăm jos. Mă așteptam să vă supărați, nu pot să cred că chiar vă place. Wow! Ai văzut toate prank-urile pe care le-au făcut prietenii mei handicapați mie și nu m-am supărat. Da, ăsta chiar e drăguț. Eu de asta am zis că mai mult e prank pentru Madalina, că mă gândeam că e din care să-i placă, că e curos. Și da, că ai făcut-o de Isa.
Da, 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 chiar și mie. Vreau să văd capul sus, King. Să ai o zi la fel de frumoasă ca tână. Să ai o zi minunată. Eu sunt din totdeauna bogăție fabuloasă. Ce ai aici, mă? Ești frumoasă astăzi. Gami, îți place? Ce-i face dacă ăsta ar fi dormitorul nostru? Uite, mă, ți-am luat fel. M-aș muta de acasă. Uite, are și heartbook. Nu știu, gen... Da, oribil, n-aș sta, dar... Se vede că voi chiar v-ați chinuit și îmi place. Asta e a lui Isa? Da! Că era mai mult otolită da, și asta. Avem și pe ușa acolo de curat. Da, ați stat ceva. A stat ceva pe astea. Girl. Adică mai e aici încă o oglindă pe care am cumpărat-o special. Bă, dar nu e vorba, frate, că... Bă, nu e vorba că v-ați chinuit, e vorba că ați dat și bani pe chestiile astea și nu cred că sunt ieftine. Ca dat de casă nouă, gen, nu? Nu au fost ieftine, 100%, așa că vreau să te îmbrățișez. Chiar nu mă așteptam la asta! Îți dai seama că voi o să curățați și așa, dar ideea e că chiar apreciez și e drăguț. E drăguț. Jur că e drăguț. Ioana trebuie să-ți arăt ceva la mașină. Asta era gluma, ca să plecăm, să nu facem noi curat, dar nu. Bă, dar uite, 10 oameni în camera asta, unul nu s-a prins. Nu știu. Da, ce-am îmi place dat? Și nu plecați. Bine. Vă dau la... din pat. Hai să ieșim pe terasă. Pa, Madalin. Eu știu că glumesc ăștia, lasă oricum știu. Hai prima oară pe terasă. Bă, dar spune-ne, de pe o scară de la 1 la 10, cât de mult îți place? Deloc nu-mi place. Ai dormi aici? Nu. Da, da, că pat, dar atât. Cât de amuzant era să-i faci și peretele roz. Roz. Cu lavabil. Veneam cu barosul și dădeam patii. Să știi cum am gândit asta, da? M-am gândit că nu i-ar plăcea foarte tare. Oricum ai aici această față de masă care mi se pare că se potrivește perfect. Deci zici că a fost făcută pe măsura moșilor. Nu, dar eu mă așteptam să fie ceva foarte lejer. Adică să puneți câteva chestii. Dar când am văzut că de fapt a schimbat toată camera așa, dar cu totul radical, am zis wow, atât.